dimineața. Uitați, eu mă pregătesc să plec. Plec la... ce lumină avem aici, stați cu toate. Plec la o filmare. De dimineață am fost și cu Mati la medic. A avut temperatură toată noaptea. Nu s-a simțit foarte bine. I-a dat medicamente, toate cele, mă rog. Na, cu răceala lui. Încerc să-mi aranjez și părul. În timp ce vorbesc cu voi, să-l fac să arate bine. Am pregătit echipamentele, am acolo geanta aia pe care eu mereu car la filmări după mine, care e cu trepiede, lumini, toate cele, microfon și așa mai departe, geanta, ghiozdanul de echipament. Astăzi filmăm cu Alina, filmăm o rețetă pentru Taste by Delici. Abia aștept. N-am mâncat. Adică am luat micul dejun, ceva super, super mic, pentru că știam că la prânz o să mănânc cu Alina și o să mă răsfăț. Și atunci n-am mai mâncat de prânz. Și acum trebuie să fug repede, 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 ca să nu întârzi la filmare. Și oricum astăzi ne distrăm acolo pe set. De seara avem și o cină. O să fie nebunie. Guys, suntem aici la filmări. Ia uitați. Lumine aici frumos, camera 1, camera 2. Am terminat de gătit și haideți să vă arăt. Bine, nu eu, Alina. Dar haideți să vă arăt ce a făcut Alina, că am leșinat. Efectiv, acum sunt leșinată, nu știu cum filmez. Deci acesta este Dutch Baby cu lemon curd. Na, că te-am prins și eu în sfârșit. Na, de aici. Na, Marius, tu mereu mă prins mâncând. Na, de aici, oficial pe internet. Nu, nu, nu. Deci uitați-vă cum arată. Alina? Da. Explică-te. Explain yourself. Dutch baby pancake. Da. Cu lemon curd, fructe de pădure, a luat două cuțite la șef la cuțite. Ce vrei mai mult? Ce să mai... Deci nu, am gustat, deci nu vreți să știți cât de bună este. Deci uitați-vă așa un pic la ea, ia uitați. Uitați-vă un pic. Iar crema asta, bolul ăsta îl mănânc singur. Ce să te mai pomit. Și am înțeles, ziceai tu că poți să faci chestia asta și sărată? Eu așa mă gândesc, da, am o idee. Așa că... Vă arătăm aici pe YouTube. Bun. Acum urmează să mă apuc de mâncat, pentru că nu mai pot să mă abțin de poftă. Marius deja mi-a luat-o înainte și nu vreau să câștige. Laura, hai să mănânci. Și continuăm. Guys, am dat la copiat materialele. Între timp am editat și niște poze. Pentru canalul de tehnologie am făcut un clip, bine, mai am de filmat main-ul, ca să zic așa, am făcut un clip, o comparație între Note 10 Plus și Fuji-ul meu. Practic, e așa un mic joculeț pe clipul, în clipul respectiv, în care voi trebuie să vă dați seama care poză este făcută cu Fuji-ul și care poză este făcută cu Note 10 Plus. Și asta cumva ca să vă dați seama cam ce poze poate să facă telefonul și să vă dați seama că puteți face poze foarte frumoase cu telefonul, lejer. Și între timp, mi-a venit și un pachet de la CeraVe și am zis să vi-l arăt și vouă. Asta este... Premieră, unboxing aici, special pentru voi. Bun. Vedem așa. Îngrijirea pielii, ce drăguț. Da, sunt practic produse de, cum se numește, de hidratare de la CeraVe. Ce drăguț. Ce tare. Foarte simpatic asta. Chiar îmi place. Opa. Stai, pentru ciocolată caldă. Îl pui în lapte cald și îți face ciocolată și are și marshmallow. Foarte drăguț. Bun, ce avem aici? Avem Hydrating Cleanser. Acesta este. Cred că l-am mai avut și nu sunt sigură dacă mi-a plăcut. Nu mai știu. Nu mai știu sigur. Parcă, da, e așa ținuite. Asta este moisturizing cream pentru piele foarte, foarte deshidratată. Este pentru față și pentru corp. Asta mi se pare foarte interesant, că puteți să-l folosiți și pe față și pe corp și mi se pare tare că dacă vreți să-l folosiți doar pentru față, aveți dita mai butoiul de cremă. Așa. Și aceasta este o cremă de mâini pentru perioada asta. Da. Și acestea sunt trei produse super hidratante și potrivite pentru sezonul acesta. Mama, i-am de filmat niște produse, produsele pe care le-am filmat, adică produsele pentru părul blond, clipul pe care l-am filmat ieri, mi-era
sincer, eram destul de obosită și n-am mai avut răbdare să filmez și produsele. Și voi face asta acum, o să filmez toate produsele, încă le-am lăsat aici, sunt acolo pe măsuță toate. Și fânul și placa și tot ce v-am arătat. Trebuie să le filmez și pe aia să le pun în clip, pentru că trebuie să mă apuc de editat clipul. Bun, s-au luat și materialele, mă rog, o parte din ele. Of. Și în seara aceasta avem și o cină la ora 8. Asta înseamnă că într-o oră trebuie să plec de acasă. Deci într-o oră trebuie să termin clipul, trebuie să termin... Ce mai trebuie să termin pe lângă clip? Ar trebui și vlogul. Ar fi drăguț să termin și vlogul, ce frumos ar fi. Of, da. Wow, cât am filmat. 71 de clipulețe. Wow. Da, a fost o zi lunguță, așa. Și sunt puțin obosită. Am editat și pozele astea, deci pot să-mi fac cumva, să-mi structurez clipul pentru TikTok, pe care să-l filmez mâine. Ar fi foarte tare dacă mâine aș putea să filmez două pentru TikTok. Tot zic TikTok, da, mă rog. Da, și îmi place foarte mult cum arată părul. Foarte mult. Vă las, ne vedem la cină. De fel de showroom, de mobilă, dar și un spațiu așa, grupe de socializare și pe alte teme decât temele astea ale noastre cu mobila și știu, cu aparatura. În seara asta o să vă prezint două, trei vorbe despre firma noastră, Sipro. Apoi domnul Pavel o să vă prezinte câteva cuvinte despre aparatul acesta minunată, SMEG. Ei, astăzi am învățat să facem și cozonaci. Laura, stric vlog, îmi pare rău. Hai, bine, iau cozonaci. Iau bucă, așa, putem să împărțim? Da. Ia uite, ia și cânucă. Uite. Așa, hai. Ah, stai că frige. Nu contează. Ce mă, Jean boxează. Păi da, am bucat așa ca animal. În puțin avem. Ca pe ce? Am mâncat totele astea, toate. Doamne, ce bun e. Nu mi-a ajutat. Deci este genial. Ce? Am frământat cu toată ziua la asta, ia și mănâncă. Toată ziua am plămădit la cozonat. E bun noaptea. Nu. Nu? Nu să nu mâncați. Păi da-mi mie. Foarte bun să nu mănânci.